Nena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Nena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. Bine, asta e de vreme pentru a-l înțărca. Domino n-are decât 6 luni. Dar trebuie să reiau antrenamentele cu Lili. Altfel pot să pierd sezonul competițional. Ar fi o cruzime să-i desparți acum. Uitați, Sam vrea să-i despartă mâine, dar eu nu sunt de acord. Am obținut o amânare până în weekend. Adică mai puțin de o săptămână. Lena, poți să le faci despărțirea mai dulce? Te rog. Ah, o încercare progresivă, chiar și prea scurtă, e de preferat unei despărțiri brutale. De acord. Mulțumesc. Voi veni sâmbătă după Lily. Avem de lucru. S-au anunțat ploi torențiale, un episod similar cu cel din Seven. În cel mai rău caz, dacă se va inunda peștera, vom avea o piscină super. Scuze! Iată-le pe Lena și Anais. Bună! Bună! Oh, ce drăguț e! Tu ești Lena. Tu ești Anais. Eu sunt Monica. Monica este noua noastră stagiară. Stagiara noastră? Am venit să-mi încerc norocul la fermă. Băieții au fost de acord fără nicio ezitare. Au fost de acord? A, da, am uitat să vă spunem. Dar Monica are nevoie de stagiu. Săptămâna viitoare va da proba de evaluare. E serioasă, muncitoare și are multe talente ascunse. Monica, o demonstrație? Asta ne va ajuta cu siguranță. Monica face un curs de îngrijitor de cai. Adoră cai. Cu înțărcatul lui Domino și sistemul de evacuare a apei din peșteră nu e momentul. Tocmai Monica ne-ar putea ajuta. Așadar... Prea bine. Băieți, erau siguri că o să fiți de acord. Scuze, m-a speriat. Stagiul ăsta, câte zile durează? 5. Trebuie să pregătesc proba de evaluare de la școală, unde va trebui să arăt cum am grijă de un cal. Să-l scot la plimbare, să-l perii, să-i pun hamul. Putem să ne apucăm de treabă. O duci pe Lily în rond să o perii? Păi, înainte avem de săpat un șanț. Haideți, băieți, la treabă! Monica! Monica, ești bine? Ce s-a întâmplat? Din cauza cailor. Îmi pare rău, nu reușesc. Adevărul e că mi-e frică de ei. Te pregătești pentru meseria asta și ți-e frică de cai? Toată viața am crescut printre cai, sunt viața mea. Nu mi-a fost niciodată frică de ei, până la stagiu. Stagiu? Care stagiu? Stagiul de la fermă? Am început deja un stagiu înainte de a veni la voi. Dar încercarea mea s-a soldat cu un eșec. Voiam să-i dau de mâncare lui Toner un cal un pic sălbatic. Eram într-o situație pe care puteam să o gestionez. Așa credeam. Calul s-a panicat.
Am crezut că o să mă strivească, am tras o mare sperietură. Wow, ce sperietură! După aceea nu m-am mai putut apropia de un cal fără să intru în panică. Am fost dat afară. Și voi o să mă trimiteți la plimbare? Evident că nu! După ce ai pățit, e normal să fii stresată, dar totul se va rezolva. O să te ajutăm să-ți învingi teama. Și vei trece testul. Mulțumesc din inimă! Nici o grijă, Domino. Uite, mama e acolo. La început îi vom ține despărțiți în reprize de 10 minute, apoi vom mări intervalul. E suficient să-ți spui că ești mai puternică decât teama, decât orice. Asta e metoda cuie. Nu-mi e teamă, fiindcă sunt super puternic. Nu-mi e teamă, fiindcă sunt cel mai bun. Vezi? Merge strună. Haide, e rândul tău. Și nicio grijă, șeful e aici ca să te apere. Ajutor! Nu, Juju! Statura calului te-a făcut să te sperii. Va fi mai ușor ca pentru început să te apropii de Domino. Vino. Cu Domino nu e niciun risc. Ești foarte drăguț, Domino. Cu tine aș trece testul. Ați văzut că Domino nu se dezlipește de Lily? Serios acum, nu cred că ar trebui să-i separăm. Anais are dreptate. Domino încă mai suge. Eu una i-aș duce departe pe amândoi ca să rămână împreună. Și eu, dar mi-am dat cuvântul în fața Vinei. În orice caz, Monica, chiar faci progrese. Sunt sigur că vei fi de nota 10. Simt că-mi recapăt încrederea mulțumită vouă. Și metodei cuie, foarte eficientă. Dacă e atât de eficientă, de ce n-ai testat-o pe Juju? Aveam de gând, să știi. Între timp o să trecem la faza a doua cu Monica. Nu te supăra, Hugo, dar nu sunt foarte încântată de metoda ta. Dacă nu te superi, aș prefera să continui cu Angelo. Să păstrăm distanța între Domino și Lily. De data asta îi vom despărți. Deja? Nu-i un pic prea repede? Am scurtat un pic etapele, dar având în vedere timpul de care dispunem, nu prea avem de ales. Hei! Oh! Ușurel, Domino! Sărăcuțul de tine, e greu să fii despărțit de mama. Mi-a venit o idee. Grozav, Monica! Nu te opri! Monica, vii! Vin acum! Ușurel, Domino, doar pentru scurt timp. După aceea o să mergi la mama ta. Haide, să trecem la lucruri serioase. Dacă Sila simte că ți-e frică, și el va ridica garda. Ai încredere, așa o să aibă și el. Am reușit! Îmi bătea inima foarte tare, dar am avut stăpânire de sine. Mulțumită ție! Măi, să fie! Nu te plictisești, Angelo! Sila e echipat, cred că ești gata să-l încaleci. Ce spui de o scurtă plimbare? E un amestec special plin de vitamine. Haide! Poate că nu-i la fel de bun ca laptele mamei tale, dar trebuie să te obișnuiești să papi ca un calmare. Hei, nicio grijă! Domino e pe mâini bune. Haide, Lily, fii drăguță! Liniștește-te! Deocamdată e suficient. Anais, dă-i drumul lui Lily! Haide, poți face asta! Vreau să cobor! Angelo, eu cobor!
O, Sila, o să ne plimbăm, o să ne plimbăm împreună. Încă nu sunt pregătiți să se despartă. Chiar nu sunt. Să-i spunem Vinei. Ai dreptate, haide. A? Angelo mă duce la plimbare. Cu el nu mai este frică. Eu și Anais ne ducem la Vina să o rugăm să-i mai lase câteva zile. A, e bine. Vrei să vă însoțim? Mersi, ne descurcăm. Plimbare plăcută. Dacă îi vom despărți acum, Domino n-o să-și revină. Mai avem nevoie de câteva zile. V-am spus că reiau antrenamentele sâmbătă. Câteva zile nu o să schimbe nimic. Nu mai insistați. Voi veni mâine după Lily. Nu mi-e frică, fiindcă sunt cel mai puternic. Știam eu, știam eu. Așadar, Monica, metoda mea e eficientă? Ajutor! 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 Bună, Anais, bună, Lena. Vă ajut să-i separați pe Domino și Lily? Nu mai merit osteneala. Vina a refuzat să vă mai acorde timp. Bună, prieteni. Bună, Lily. O iau acum. Păziți-l pe Domino. Vorbim mai târziu. Calmează-te. Vina! Oh? Te rog. Regret. Samantha mă așteaptă. Am antrenament peste o oră. He, Domino! Sărăcuțul de el nu-i poate face așa ceva. Vina! Uite cum își strigă mama. Oh. Domino, te rog, calmează-te, te rog. Ei, Domino, Domino, oprește-te. Domino, sunt aici. Shh, nu ești singur. Nu o să te dezamăgim. O să avem grijă de tine. Nu mai plânge, Anais. Oh, o să treacă. Am terminat șanțul. Ploaia se poate abate asupra fermei. Caii vor fi cu picioarele uscate. Hei, Domino, vrei să jonglezi cu mine? Săracul mânz. Nu mai mănâncă, nu se joacă, e foarte deprimat. Ce o să facem? Dacă am încercat metoda mea cu Domino, în genul eu sunt mare, nu mai am nevoie de mama. Hă? Nu pleca, Domino, când îți vorbesc. Liniștește-te, Domino. Știu, e înfricoșător, dar va fi bine. Sunt aici. Domino, încetează! O să te rănești! Mă duc după mama ta. Mă voi întoarce, nu te îngrijora. Nu te panica, Anais. Știu, Domino trebuie să se fi speriat de tunete, dar în curând vom fi lângă el. Ne întâlnim la fermă. Pe curând! Lily? Lily! Domino are nevoie de tine. Trebuie să vii.
Pleacă de aici, te rog! Lili, Domino te așteaptă! Monica? Ce faci aici cu Lili? Domino e îngrozit. Are nevoie de mama lui. Oh, nu, nu se poate. Domino nu mai e în țarcul rotund. Ce s-a întâmplat? De ce țarcul e gol? Domino a dispărut. Trebuie să-l găsim. În toiul nopții, pe furtuna asta? Domino s-a rătăcit. Cred că e înspăimântat. Nu-l putem dezamăgi, Hugo. Tu rămâi aici în eventualitatea că se va întoarce la fermă. Bine, aveți grijă. Ce faceți aici cu Lili? Domino are nevoie de mama lui. Unde e? A dispărut. Oh, nu! N-am închis bine poarta, e vina mea. Nu te teme, o să-l găsim. Lili, l-ai auzit pe mânzul tău? L-ai simțit? Ea ne poate duce la Domino. Să mergem. Monica, așteaptă-ne aici. Vin cu voi. Monica, o să te descurci? Mă voi descurca. Nu mi-e frică, fiindcă sunt cea mai puternică. Nu mi-e frică, fiindcă sunt cea mai bună. O să-l găsim pe Domino. Haide, Lili! Nu te teme, Zigoto. I-a pierdut urma? Nu, l-a auzit! Domino e acolo! Domino! I-a tras spre cascadă! Haide, Mistral! Lena, ce faci? Haide, Mistral, întoarce-te! Să-l ducem la mal! Pe acolo, Lena! Oh, Mistral, hai înainte, te rog! Anais, aruncă-mi funia ta! Lena, prinde-mă de mână! E în ordine, am prins-o! Ești salvat! Exact asta îi lipsea! Domino! N-ar fi trebuit niciodată despărțiți. Însă noi am luat-o pe Lili pe furiș. Ar trebui să o ducem înapoi înainte să-și dea seama. Nici gând! Domino și Lili vor mai petrece un pic de timp împreună. Ce-i cu nerozia asta? Samantha m-a sunat. Unde e Lili? Voi ați luat-o din Hergelie, nu? Lili a venit singură după mânzul ei. Rău ai făcut că i-ai închis ușa boxei.
Puteți să-l țineți voi? Nu, nici vorbă. De data asta nu. Nu conta pe noi. Lily a salvat viața mânzului ei. Fără ea, Domino ar fi căzut în cascada râului lupilor. I-am despărțit. Era cât pe ce să se producă o tragedie. Îți mai cer câteva zile. Oh, pentru Domino. 3 sau 4 zile nu te vor face să ratezi sezonul. Oh, va trebui să explic Samantei. Nu va fi plăcut, dar sunt de acord. Da, e minunat! Ai auzit, Domino? Mulțumim, n-o să regreți. Am trecut testul! Woohoo! Am reușit! Minunat! Am vrut să fiți primii care veți afla. Nu mi-a fost frică deloc. O, mulțumesc! Pentru puțin, v-am spus eu, metoda QE este incontestabilă. Super! Dacă am sărbători. Nu pune gurița, e tortul nostru. Cred că am reușit, e înțărcat. E plin de viață și bucurie. Da, dar pe mine mă supără ceva. Am muncit din răsputeri la sistemul de evacuare a apei și nicio picătură de apă. Cu atât mai rău, băieți. Măcar ați făcut un pic de mușchi. Scapă cine poate! La adăpost! Nu! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună. Accesează pagina web și încearcă. Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. M-a lăsat mască, am scos la înaintare cele mai tari bancuri. O alianță imposibilă. Cum a putut să reziste unui tip ca mine? Sincer, nu cred că o să înțeleg vreodată fetele. Oricum, singura care mă iubește este Reglis. O, da, ești frumos și mare. Uită-te la el, Lena. Da, are forță acum și ține să-și o etaleze. Cum o să rezist fără el? De 3 luni avem grijă de el. Da, dar aici nu e acasă pentru el. Nu uita cum îl cheamă. Bonbon Junior, știu. Sincer, Samantha nu merită să aibă grijă de el. E prea frumos pentru ea. Nu-i da ascultare. O să fii ca un rege în noua ta casă. În plus, acum ești puternic. Nu mai ai nevoie de noi. Mânzul e gata acum? Tata vă așteaptă de o oră. Așa este, nu pleacă la un concurs de frumusețe. Ai onoarea. Haide, vii? Acum. Haide. Vă mulțumesc, Bonbon Junior vă datorează viața. A fost o plăcere să-l îngrijim. O să ne fie dor. Hai să mergem, suntem așteptați. O luăm înainte. Bine, venim și noi. Dacă doamna prințesă vrea să urce. N-ai un motor mai puțin zgomotos? Thank you.
da. Mă bazez pe dumneata în privința tehnicii. O mulțime de lume. Da, am ajuns. Vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, mulțumesc Consiliului General pentru că susține prima ediție a acestui turneu de polo. E un sport nobil pe care l-am învățat în Anglia. Mă bucur mult că tinerii noștri călăreți se pot iniția în acest sport. Vreau să-i mulțumesc și fiicei prietenului meu, Cooper, care s-a deplasat aici special pentru acest turneu. Mulțumesc, Beverly! Suntem cu toții mândri să avem în mijlocul nostru o sportivă ca tine, supranumită maestra poloului. Sunteți amabil, dar n-am venit singură. Tom, Brian și Craig. Vom face tot posibilul pentru a reprezenta grandoarea și frumusețea poloului englez. Vom câștiga. A spus lucrurilor pe nume. Da, chiar așa. I love Anglia. Ce joc crede că face? La ce se gândește, mă rog? Că suntem sclavii ei? Că tot veni vorba de sclavi? Lena, Anais, ați venit la fix. Haideți aici cu Bonbon Junior. Am promis Consiliului General că voi avea o contribuție la premiul turneului. Drept urmare, voi oferi echipei câștigătoare calul cel mai promițător la care ar putea aspira, descendentul unei rase pure de cai de curse. Vi-l prezint pe Bonbon Junior. Poftim? Vor să-l ofere cadou pe Bonbon Junior? Acum 3 luni nici nu se ținea pe picioare și se gândesc deja să-l separe de mamă? O visez cumva? E mânzul mai meu. Visează cineva, oare? Bonbon Junior. Merită, Samantha. Vrei mânzul? Atunci luptă-te pentru el. Beverly e jucătoare profesionistă de polo, joacă de când știe să încalece. De asta trebuie să lupți, Samantha. Trebuie să înveți să treci de greutăți, pentru că le vei avea, ca toată lumea. Sper că le-ai mulțumit prietenelor tale pentru tot ce au făcut. Ușurel, așa? Vă dați seama? Dacă echipa din Anglia va câștiga, ne va părăsi pentru totdeauna. Dacă toți englezii sunt ca Beverly, aș vrea să fiu în locul lui. Se spune despre mine că sunt unică. Grozav, și despre mine se spune același lucru. Tip ca mine nu găsești în Anglia. Da, cu atât mai bine pentru ei. Vino. Bună. Deci, el e viitorul meu animal de concurs? Câți ani are? Azi are 3 luni. Hei, cu blândețe! Trebuie obișnuit cu greutățile. Toată viața va lupta să câștige. Se vede că nu e unul dintre tropăitorii voștri de duminică. Nu-i place, nu-i vel! Încetează! Ușurel! Hei, știi că sunt aici. Liniștește-te. Totul e nou, știu, dar va fi bine. Sunt aici. Să-l lăsăm în pace acum. Haide, l-ai văzut suficient. Mânzul ăsta m-a rănit. Mi-o va plăti. Să nu cumva să te atingi de mânz. Pune la proba contrarie, e al meu. Nu pentru mult timp. Stăpânesc poloul suficient pentru a câștiga. Încă nu-ți proclama victoria. Pleacă de aici. You pleci? Ce mai căutați aici? V-ați terminat treaba. Cum se zice în engleză, eu sunt un fan al poloului. Ești gata să-i faci ochi dulci oricui. Fata asta e o piază rea. Hei! Ieri Samantha era piază rea, azi e Beverly. Nu exagerezi un pic. Haideți să mergem, avem multă treabă la fermă. Hmm.
Așa se joacă polo, calul face totul. Tu te lași în voia lui. Hei, hei, ușurel. Și pop, lovești. Scuze, Juju. Jur, n-am făcut-o din adins. Ai uitat două, trei lucruri în demonstrația ta. Ca să-ți iasă un swing, trebuie să te poziționezi bine. Anticipează mișcarea calului și în același timp amingi. Ai două arme pentru a câștiga precizia și viteza. Wow, superb! Lena, unde ai învățat asta? În Eastbourne, când am fost vara trecută. Îmi plăcea jocul ăsta. Presupune o complicitate între jucător și cal. Da, îmi amintesc că ai fost în Anglia. Vorbeam aproape zilnic pe internet. De altfel, ai câștigat și un trofeu, nu? Da, dar a fost un turneu mic. Am avut niște coechipieri grozavi. Ne-ai putea învăța și pe noi? Dacă ne-ai fi antrenoare, ne-am putea încerca și noi șansa. Șansa la ce? La turneu! Dacă vom câștiga, îl vom primi pe Bonbon Junior. Dar Beverly și prietenii ei sunt profesioniști. Și ce dacă? Lena a câștigat un turneu ca debutantă. Într-un concurs se poate întâmpla orice. Știi foarte bine. Puțin spus că o vom încasa în public. Pentru a-l salva pe Bonbon Junior. Dacă va pleca cu Beverly, va fi maltratat. Lena, ai văzut și tu. Nu ne costă nimic să încercăm. În afară de mult antrenament. Putem încerca? Serios? Sunteți de acord? Oh, mulțumesc! Sunteți grozavi! Sper că voi mai primi un pupic dacă vom câștiga turneul. Vom vedea! Emir? Vina și Rachel sunt deja pe teren? Ah, nu, azi nu le-am văzut deloc. Oh. Regret, dar am prea multe teme de făcut. Noi vrem să ne retragem. Poftim? Își doreau mult să exerseze engleza, așa că le-am găsit doi profesori. Brațul, Hugo. Trebuie mereu să lovești la nivelul scării. Hei, ai grijă! Ai tu! Eu aș fi marcat. E normal ca ea să se apropie. Are dreptul să ia mingea în zona asta. Dacă vrea, poate să te bată și pe umăr. Prea bine, regret. Ar fi bine să exersăm o serie de lovituri. Traiectoriile noastre sunt bunicele. Haideți, Anais, încep tu. Pornim acolo și lovim în galop. Hugo, tu urmezi. Dă-i drumul! N-avem cumva vreun concurs de acrobații prin zonă? Am avea mai multe șanse să-l câștigăm. E clar. Ce cauți tu aici? Vă privesc, dar continuați, continuați. E mai bine decât la cinema. E o proprietate privată. Dacă ai chef să ne vezi jucând, vino la turneu. Chiar aveți senzația că o să treceți de calificări? Fără mine nu veți face nimic. Cum adică fără tine? Vorbești serios? Chiar avem nevoie de tine? Da, scumpa mea, aveți tot atâta nevoie de mine cât am eu de voi. Vă propun un târg așadar. Facem echipă, câștigăm, iar Bonbon Junior e al meu. Să facem asta pentru ochii tăi frumoși? Visezi. Te asigur, nici eu n-am chef să mă asociez cu voi. Dar trebuie să-l salvez pe Bonbon Junior. Beverly e o brută, n-o pot lăsa să plece cu mânzul. Și de unde știm noi că tu o să-l crești cum trebuie? N-aveți de unde, dar aveți de ales între mine și ea. Sunt de acord cu echipa. Perfect! Hugo, tu ai terminat-o aici, îți voi lua locul. Dacă ne aliem și câștigăm, trebuie să ne promiți că o să ne lași să-l vedem pe Bonbon Junior. În numele lui Bonbon Junior, vă promit. Dar tu va trebui să călărești alt cal. Mistral e prea sălbatic pentru teren. Nu-ți face griji pentru el. Te va uimi, o să vezi. Mâine, la ora 7, pe terenul Hergheliei. Ora 7? Nu vin la ora aia. Voi veni mai târziu cu niște croasante.
Ce tot fac aici? Doar nu vor să câștige cu echipa lor de papă lapte. N-aș spune că sunt papă lapte. Bravo, bravo! Un croissant pentru a prinde puteri? Mie mi-e sete. Bun, încă nu vă puteți destinde, dar suntem pe drumul cel bun. Anais, în fața porții trebuie să accelerezi. Un croissant, Samantha, să te destinzi un pic? Să reluăm antrenamentul. Samantha îi detestă. Chestia asta nu va merge. Dacă asta va fi în avantajul lor, știm ce avem de făcut. Hello! Very good, yum yum! Ar trebui să le gustați și francezii au câteva talente ascunse. Ar fi timpul să ni le arate. Câștigătorii acestei partide se vor califica în semifinală. Haideți, veți câștiga, fetelor! Ești la 15 metri de Lena, o faci intenționat! Oh, mai scutește-mă! Ești aici ca să ne dai sfaturi sau ca să faci legea? În ordine, suntem adulți, am înțeles ce avem de făcut. Nici o grijă, Anais, totul va fi bine. Vă mai certați, abandonați sau jucați? Hai, 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 hai! Așa! Ha, ha! Da, bravo, da, bravo, Anais! Da, e bine, dar să nu lăsăm garda jos. Evident că n-o s-o lăsăm. Doamnelor și domnilor, suntem în semifinală. Echipa din Anglia face minuni. Prima echipă calificată în finală e echipa engleză. Bravo! Haideți, mișcați-vă! Melcilor, mai repede! Echipa din Anglia va înfrunta în finală echipa Fermei Lene. Da, suntem în finală! Suntem în finală! Suntem, 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 suntem! Cine e echipa cea mai tare? Voi! Nu știi că nu trebuie să strigi victorie înaintea unei finale? Aduce ghinion. Dar cu un norocos ca el nu vom păți nimic. Hei, Bonbon Junior, pentru tine suntem aici. Voi, englezii, nu vi se par un pic ciudați? Ai primit lovitura secolului din partea lui Beverly. Asta da, e ciudat. Vă poziționați bine. Mânzul acesta ne va aduce noroc. Angelo, eu sunt reperul tău. Nu uitați că Beverly și amicii ei își schimbă caii la fiecare meci. De aceea au un avantaj mai mare. Asta nu o să ne oprească, nu-i așa, Mistral? Vă rugăm să vă ocupați locurile. Finala va începe în 2 minute. A început bine.
Ce tot faceți? Trebuie să vă concentrați. Nu mai striga așa, stresez caii. Nu înțeleg, Mistral nu e în apele lui. De când e Mistral în apele lui? Stăpânește-l, doar atât îți cer. Haide, haide! Știu, se întâmplă ceva tare ciudat. Când eu am spus că-s ciudați... Anais, Lena, dormiți cumva? Treziți-vă! Haide, mai e un pic. Două puncte, mingea se repune în joc. Hai, hai! Bravo, Samantha! Putem răsturna scorul. Liniștește-ți calul, pune totul în pericol. Nu degeaba e așa, vezi bine că nu depinde de noi. E tensiunea din oricare turneu. Doar că tu nu ești obișnuită. Stăpânește-le, zic! Mistral, oprește-te! Auzi, calul ăsta iese de pe teren. Lovitură liberă pentru englezi. Oh, nu! Puneți mingea aici. Dacă marcați, meciul se termină. Cum au reușit să creeze tot haosul ăsta? În orice caz, acolo nu e nimic. N-am găsit decât bățul ăsta ciudat. Seamănă cu un buton de declanșare. L-am apăsat, dar nu se petrece nimic. Liniștește-te, Mistral. Hei, stai, mai fă o dată. Apasă ca mai înainte. Ce te supără, Mistral? Când fac asta? Oh, butonul e de vină. E mâna lui Beverly, o adevărată profesionistă. Echipa engleză obține victoria în prima ediție a turneului. Au trișat, e ridicol ce ați putut ascunde în crăpătura asta mică. Un aparat cu ultrasunete, imposibil de detectat de om. Dacă nu-ți cunoști bine calul. Mincinoasă, ar fi mai bine să se ocupe de calul ei. E un animal furios. Așa e simplu să câștigi. Avem câteva lucruri de lămurit cu tine și cu coechipierii tăi. Sunteți descalificați pentru că ați trișat. Declar câștigătoare echipa franceză. Da, am câștigat! Stați cu mine să cred, am câștigat! E o victorie cu atât mai frumoasă cu cât știm condițiile dificile îndurate de cai. Felicitări și lor! Mulțumesc tuturor! Sunt foarte mândră că am adus această echipă locală la victorie. Așa cum ar spune tata, dacă îți dorești un lucru, trebuie să lupți, să-l obții. Sper că a înțeles că Bonbon Junior e la fel de important pentru tine. Da, cred că a înțeles. Mă apuc de învățat spaniola, e o limbă frumoasă. Mai mult e ușoară. Hei, amiga, cómo te vas? Te vos? Te bus? Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa.
Yeah.